Vă salut, prieteni, și vă spun bun găsit la un nou documentar. Vom vorbi în minutele care urmează despre masonii celebri români. Francmasoneria sau masoneria, ca instituție, este un ordin inițiatic ai cărui membrii sunt înfrățiți prin idealuri comune, morale, spirituale și sociale, prin inițierea conformă unui ritual comun, prin jurământul depus pe una din cărțile sfinte ale marilor religii, precum Biblia, Coranul, Vedele hinduse sau alte scrieri considerate sacre, și în majoritatea ramificațiilor, prin credința într-o putere supremă, denumită și Mare Arhitect al Universului. Organizațiile masonice, prezente în majoritatea țărilor, se regăsesc sub formă de mari loje sau Mare Orient, ele însele compuse din loji albastre, zise și ateliere, de câte 7-50 de persoane, uneori chiar mai multe. Numărul francmasonilor în lume este de aproximativ 4 milioane, majoritatea în Statele Unite și în Europa Occidentală. Controversată, lăudată și hulită, masoneria a fost de-a lungul timpului sursă de dezbateri fără sfârșit. Învăluiți în mister și secrete, cunoscătorii spun că masonii au fost și sunt cei care, în spatele ușilor închise, dictează toate deciziile politice la nivel înalt, iar membrii acestor grupuri sunt infiltrați în poziții cheie în aproape toate țările lumii. Nici România nu a făcut excepție de-a lungul istoriei ei. Ritualurile masonice sunt desprinse din vechile școli mistice din Egipt, Grecia și Orientul apropiat. Sunt mărturie referirile dese la templul regelui Solomon, la analogia dintre ierarhizarea breslelor care au construit templul și organizarea unei loji masonice. Maestrii, calfele și ucenicii care compun o lojă sunt pilonii unei fraternități care a dăinuit în secret sute de ani, de la arderea pe rug a cavalerilor templieri și până la ieșirea lor la lumină. Prima mare lojă a francmasoneriei s-a constituit la Londra pe 24 iunie 1717. Curând, curentul ideilor iluministe promovate de masoni duce la mari revoluții, cea americană în 1776, apoi cea franceză în 1789. Principii masonice precum libertate, egalitate, fraternitate au dus apoi la germenii revoluțiilor anului 1848. În continuare vă voi prezenta câteva dintre marile personalități române care au făcut parte din masonerie. Vasile Ursu Nicola, zis și Horea. Un document susține apartenența lui Horea la o asociație secretă din Viena. Despre posibilitatea ca Horea, liderul răscoalei de la 1784-1785, să fi fost mason, s-au scris sute și mii de pagini. Mulți istorici susțin că Horea nu ar fi fost primit de împărat la Viena dacă nu era ajutat de masonerie. Există însă chiar și documente oficiale vechi care susțin apartenența eroului național la o asociație secretă din Viena. Fie ea răscoală sau revoluție, revolta moților din toamna anului 1784, condusă de Horea, a avut ecouri atât în presă și cancelariile vremii, cât și ulterior în multitudinea de abordări și interpretări ale istoricilor. Una dintre marile întrebări legate de liderul mișcării a rămas aceea dacă a fost Horea mason. O dovadă este adusă în cartea scrisă de preotul român stabilit la Viena,
Nicolae Dură. Aici apare și traducerea unui document al Cancelariei Imperiale, care face referire la apartenența lui Horea la o asociație secretă de la Viena, numită Frăție de Cruce. Samuel von Brückenthal, baronul de legendă al Sibiului, este și cel mai cunoscut francmason din Transilvania acelor vremuri. Samuel von Brückenthal, ctitorul muzeului din centrul orașului care astăzi îi poartă numele, a fost inițiat în francmasonerie în timpul cursurilor universitare, iar istoricii spun că întreaga sa viață și operă s-a inspirat permanent și din codul de idei al francmasonilor. El a făcut parte din prima lojă masonică înființată la Viena, și anume loja O Trois Canons, lojă care a jucat un rol important în perioada de început a francmasoneriei austriece, nu atât pentru faptul că a fost prima lojă înființată la Viena, cât mai ales pentru faptul că a influențat puternic viitorul membrilor săi. Nicolae Bălcescu, om politic, istoric, economist, scriitor și gânditor democrat revoluționar, Nicolae Bălcescu a participat activ la Revoluția din 1848, pregătită în prealabil în cadrul unei societăți secrete numită Frăția. A fost secretar al Guvernului Revoluționar Provizoriu de la 1848, având un rol de seamă în stabilirea obiectivelor și conducerea Revoluției din țara românească. A fost figura cea mai progresistă a Revoluției și unul dintre cei mai proeminenți revoluționari europeni. El a fost ajutat și protejat pe perioada exilului în Palermo, creându-se o adevărată poveste în jurul său, cum că ar fi murit sărac și bolnav de TBC, cum că a fost îngropat într-o groapă comună a săracilor, etc. Toate acestea au fost demontate de către un alt mason celebru, Horia Nestorescu Bălcești, care a petrecut ani de zile pe urmele revoluționarului mason. Barbu Știrbei, celebrul domnitor al țării românești, cunoscut și ca eliberatorul Călărașului, a fost inițiat într-o lojă masonică la Paris. El face astfel parte din grupul celor care au fost inițiați într-o lojă masonică în timpul studiilor la Paris. Astfel, în anul 1819, a fost atras într-o astfel de organizație. Barbu Știrbei a fost domnitor de două ori în țara românească. Între iunie 1849 și 29 octombrie 1853, și între 5 octombrie 1854 și 25 iunie 1856. Constantin Moroiu este considerat de către istorici ca fiind părintele masoneriei din România. Stabilit la malul Mării, în Constanța, apoi la Mangalia, Moroiu și-a inițiat însăși fiicele în masonerie. Maria și Elena Moroiu au devenit astfel primele femei mason din România. Revenirea Dobrogei la patria mamă, după războiul de independență din 1877, a adus la emanciparea societății locale. Masoneria a pătruns în teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră, adusă de Constantin Moroiu, considerat, cum spuneam, părintele primei mari loji din România. Moroiu a înființat la Mangalia un mare centru masonic, Steaua Sudului. Mihail Cogălnicianu. Mihail Cogălnicianu este, cum îl denumesc și îl clasifică istoricii, omul din spatele României moderne, considerat cel mai mare politician din istoria Principatelor Unite și a României.
Argumentele principale sunt longevitatea carierei politice, aproape 50 de ani, și participarea în luarea unor decizii extrem de curajoase, care au condus la înfăptuirea României moderne. A fost inițiat tot de o lojă pariziană și, treptat-treptat, a urcat mai toate scările în ierarhia masonică. Istoric, scriitor, publicist și om politic, Cogălniceanu a avut o influență covârșitoare în toate momentele politice importante din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și anume Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române din 1859, secularizarea averilor mănăstirești și reforma agrară, aducerea principelui Carol I de Hohenzollern pe tronul României în 1866, proclamarea independenței de stat a României în 1877 și transformarea României în regat în 1881. Bogdan Petriceicu Hajdeu, mare scriitor și filozof, cel care i-a ridicat fiicei sale Iulia, moartă de vreme, un templu metafizic la Câmpina. Bogdan Petriceicu Hajdeu a fost și unul dintre cei mai celebri masoni români. Distrus de moartea fiicei, Iulia, i-a construit acesteia la Câmpina un castel plin de simboluri oculte, în care se regăsesc și multe dintre elementele masonice. Bogdan Petriceicu Hajdeu figurează pe lista personalităților Marii Loji Naționale din România, mare lojă care administrează toate lojile regulare de pe teritoriul României. Nu se cunosc data și locul inițierii sale, dar următoarele cuvinte care îi aparțin lui Hajdeu pot fi considerate relevante în ceea ce privește aderența sa la ordin. Ce este românismul? El este pentru noi prima condiție ca să putem iubi umanitatea. El este pentru noi prima condiție ca să putem iubi libertatea. Alexandru Vaida Voievod a intrat în masonerie pentru a ajuta România la conferința de pace de la Paris, din 1919. Unul dintre cei mai importanți francmasoni clujeni, a fost și primul premier pe care orașul de pe Someș l-a dat României. Alexandru Vaida Voievod a intrat în loja Ernest Renan, aparținând Marelui Orient al Franței, în anul 1919, în timpul conferinței de pace de la Paris, cu scopul de a crea în acest fel un avantaj delegației românești în negocierile cu reprezentanții marilor puteri. Spre sfârșitul vieții, ajunsese pe cea de-a doua treaptă în ierarhia masonică. Ion C. Brătianu, mare om politic, de mai multe ori ministru și prim-ministru, a participat la Revoluția de la 1848. A făcut parte din divanurile ad hoc 1857 și a fost membru al Partidului Liberal din 1860 și fondator al Partidului Național Liberal 1875, ministru de Finanțe 1866, ministru de Interne 1867-1876, ministru de Război 1867 și prim-ministru 1881. A avut un rol important în orientarea politicii externe românești către puterile centrale. Membru de onoare al Academiei Române, inițiat în francmasonerie în 1846 la Paris, în loja Ateneul Străinilor. Tot aici se afiliază lojii Trandafirul Perfectei Tăceri,
în care, la 14 iulie 1847, este ridicat la gradul de maestru. În anul 1848, este afiliat lojii bucureștene Frăția, după care s-a reîntors la Paris, unde va fi arestat după câțiva ani pentru participarea la atentatul împotriva lui Napoleon al II-lea. Revenit la București, fondează în anul 1857, alături de alți frați reveniți din exil, loja Steaua Dunării. A participat la acțiunea de înlăturare de la conducerea țării a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Titu Maiorescu. Critic literar, estetician și om politic, absolvent ca șef de promoție al Academiei Tereziene din Viena, continuă studiile la Berlin și Gießen, unde obține licența în litere și filozofie, 1860, și la Sorbona, licența în drept, 1861. Reîntors în patrie, obține un post în magistratură la Tribunalul de Ilfov, apoi va fi profesor universitar și ministru în diferite guverne, chiar premier. A fost inițiat la Sorbona. Nicolae Titulescu. Inițiat în masonerie în timpul studiilor din Franța, Nicolae Titulescu s-a născut pe 4 martie 1882 la Craiova și s-a stins din viață la Cannes pe data de 17 martie 1941. A fost membru marcant al francmasoneriei și un diplomat și om politic excepțional, iar de multe ori a fost ministru al afacerilor străine. În anii 1930-1931 a fost președinte al Ligii Națiunilor și a bazat întreaga activitate pe problemele majore ale politicii externe din România. Imediat după instaurarea nazismului în Germania, a realizat pericolul pe care îl reprezintă acesta pentru țara noastră. În 1933, în numele guvernului, a semnat la Londra Convenția de definire a agresorului și a depus eforturi remarcabile pentru încheierea, în 1933, a micii înțelegeri. Mihail Sadoveanu. Scriitor și om politic, între 1900 și 1919 a fost director al Teatrului Național din Iași. În 1908 a devenit vicepreședinte al Societății Scriitorilor Români, iar apoi președinte al acesteia. Membru corespondent în 1916 și membru titular din 1921 al Academiei Române. Opera sa literară cuprinde povestiri și romane istorice, precum Neamul Șoimăreștilor, Frații Jderi, Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi Voda, Creanga de Aur, Nicoară Potcoavă, etc. A mai scris studii, povestiri și romane inspirate de apartenența sa la Ordinul Masonic și de credința într-o lume mai bună, dar a trecut de partea ciumei roșii venită de la bolșevicii ruși. Astfel, după al doilea război mondial, în virtutea ideilor sale, Mihail Sadoveanu trece de partea comuniștilor, fiind membru al Prezidiului Adunării Deputaților în 1947, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Deputaților, conducătorul delegației României la Congresul Mondial al Păcii de la Paris și membru în Consiliul Mondial al Păcii. Din păcate, în timp ce își exercita funcțiile importante în guvernul comunist, a semnat condamnări și chiar execuții la moarte a numeroase personalități române, unele fiindu-i chiar înainte de război, cunoștințe sau prieteni. Între anii 1927 și 1930, a fost venerabilul lojii ieșene Dimitrie Cantemir,
iar din 1932 al lojii Moldova din același oraș. Între 1930 și 1935 a îndeplinit următoarele demnități masonice: Mare Maestru Adjunct al Marii Logii Naționale din România, Pro-Mare Maestru al Marii Logii Naționale din România, Mare Maestru al Marii Logii Naționale din România și Mare Maestru al Francmasoneriei Române Unite. Alexandru Paleologu. Un mason cunoscut a fost și Alexandru Paleologu, Conualecu, așa cum era cunoscut de prieteni, figurând pe site-ul Marii Loje Regulare a României, printre masonii de seamă. S-a născut în București în anul 1919 și s-a stins din viață la 86 de ani. A fost unul dintre numele marcante ale Bucureștiului și s-a remarcat de-a lungul vremii ca scriitor, eseist, critic literar, diplomat, dar și om politic. Lista masonilor români celebri este mare și exhaustivă, dar am extras un număr mai redus dintre ei. Constantin I. Angelescu, 1869-1948, politician, medic și profesor universitar român, reformator al școlii românești în perioada interbelică. Constantin Argetoianu, om politic și prim-ministru al României, 1871-1952. Gheorghe Asachi, 1788-1869, poet, prozator și dramaturg. Horia Nestorescu Bălcești, ziarist și muzeograf, renumit pentru lucrările publicate de istorie a masoneriei române. Simion Bărnuțiu, om politic, istoric și filozof. George Valentin Bibescu, celebru pilot. Marta Bibescu, romancieră, poetă, om politic. Dimitrie Bolintineanu, poet, om politic, diplomat. Cezar Boliac, fruntaș al Revoluției din 1848, poet liric, protestatar, gazetar. Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei. Petre Carp, politician, membru marcant al Partidului Conservator. Miron Cristea, teolog, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Principatelor Unite. Carol Davila, medic și farmacist. Ion Ghica, prim-ministru al României de 2 ori. Octavian Goga, poet, politician și prim-ministru al României. Pan Halipa, publicist și om politic basarabean. Piru Haret, matematician. Gheorghe Lazăr, pedagog, teolog și inginer. Gheorghe Maghieru, om politic. Costache Negruți, om politic și scriitor. Petrachie Poenaru, pedagog, inventator, inginer. Ion Heliade Rădulescu, scriitor, filolog și om politic. Dimitrie A. Sturza, academician, om politic român, și Traian Vuia, inventator, pionier al aviației mondiale. Mă opresc cu acest exemplu, însă vă reamintesc, lista masonilor români celebri este mult mai lungă. Ați urmărit un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!